6-4 pentru faimoși. Avem la start al 11-lea duel Mihai împotriva lui Iancu. 3, 2, 1. Urmează cei doi. Bravo, Iancu! De mult n-au mai condus faimoșii. N-au mai fost atât de aproape de câștigarea unui joc de imunitate. Să vedem însă replica lui Iancu. Iancu a reușit deja să puncteze o dată, nu însă și Mihai. Și iată la cum are avans. Miza de astăzi, imunitatea a doua săptămânii. Echipa care pierde trebuie să trimită pe cineva alături de Elena pentru eliminare. Ce avans are Iancu acolo. Aproape a terminat traseul. Hai, Mihai, hai! Bravo, Iancu! Hai, Mihai, hai! Aruncă Iancu, ratează. Ba nu, are o minge bună! Și a doua intră imediat, și a treia, și-a închis duelul! Foarte repede a închis duelul acesta Iancu. Este 6-5 pentru faimoși. Măcar o șansă nu i-am dat lui Mihai. Nu, a? Nu da niciuna. A, da, da. Știam că nu se, nu se te. A dat și el două? A băgat și el două, da. Pam, pam. Nu, a băgat și el. Nu m-am uitat deloc. Am... Da. Mi-am văzut de ale mele. Mult mai bine tura asta. Mult mai bine ai venit tura asta. Da. Și am dat mai bine. Ai da și două. Da, da. Am dat două din cinci, dar de data asta deja dăduse trei din patru. Da. Asta este. A făcut diferența pe traseu. Da. Dar înainte asta a făcut aici. Cam unde ați dat bine. Au redus din diferență războinicii, dar continuă să conducă faimoșii. Este 6-5 pentru echipa roșie. La start, acolo sus, deasupra toboganului, Elena și Carina. 3, 2, 1. Ultimul duel al celei de-a doua serii. Ambele concurente, prima oară pe traseu, au fost învinse. Acum sunt a doua oară și una dintre ele va aduce primul ei punct pentru echipă. Care dintre ele va fi însă? Iese Elena, prima din piscină, și are doi pași în fața Carinei. Acum platforma. Acest zigzag, această platformă care se mișcă stânga-dreapta și care pune probleme. Trece Elena fără un incident, la fel și Carina. Continuă să aibă Elena avans în fața războinicei. Puntea. Rampa coboară pe scară, faimoasa, vine și Carina. Avans în continuare pentru Elena. A săltat capacul și iese prima Elena. Se apropie de țintă. Ultimul obstacol. Care va arunca mai bine? În același timp aruncă fetele, ratează amândouă. O minge în coș pentru războinică. Avantaj pentru Carina. Două minge acum pentru războinică. Două mingi în coș pentru Carina, una acum și pentru Elena. Micșorează din diferență, va mai apuca Elena să lovească. Nu, este punctul Carinei și este din nou egalitate, 6-6. Bă, v-am zis că la 6 azi. Ce faci? Da. Ce faci? Din casa ta. Ce faci? Din casa ta, mă. Hai să-l luăm. N-ai putut să zici ce să mergem la prima tură în funile alea. Da. Da. Acum, pe cine vreți? Random. Eu aș vrea Elena. Ei alegi. Sau alegeți voi băieții primii? Bă, că ei alegeți. Doi de ei. A, doi, doi să fie. Bă, să fie două fete de băieți. Am văzut că ei au adaptat tehnica asta una după alta, dar ce? Ei sunt aici. Toată lumea capă aici. Nu alegem acum, hei! Nu alegem acum, vă mă fac să ajut băieții, că noi alegem primii. Băieții sau fetele? Nu, fii atent, prima dată o să iasă Emi, care a luat de fiecare de punct. Pe cine vrei, Emi? Pe cine o bați? Nu știu, acum, dacă a luat care... Alice, bună, pe Alice. Da, nicio legătură dacă a luat acum. Tu ideea e că intri să-ți iei tu punctul, cu ce te simți confortabil. Eu zic pe Alice. Da, și atunci o terorizăm. Met
meci lung și echilibrat astăzi. Avem egalitate la 6 și a 3-a serie de dueluri. La start, Mihai și Andrei. 3, 2, 1. A treia oară pe caseu, cei doi n-au reușit să puncteze deloc astăzi. Totuși, în urma acestui duel, unul dintre ei va aduce primul lui punct echipei. În același timp au ieșit din piscină și iată în același timp pe această platformă mobilă. Dincolo de imunitate, echipa câștigătoare va primi și o masă târzie, o masă cu tot felul de gustări, atât dulci cât și sărate. Tare, Mihai, frate, tare! În același timp, cei doi și sub plasă. Bine, Mihai, hai! Ies egalitate perfectă între ei, ajung în același timp la ultimul obstacol. Să vedem, diferența se va face la aruncări însă. Bine, Mihai, bravo! O minge în coș pentru Andrei. Bravo! Mai ușor, mai ușor! O minge în coș pentru Andrei, iată avantaj pentru războinic. Ratează după aia amândoi totul și se duc acum să-și adune mici. Andrei aruncă primul, ratează, are încă o minge în coș, Andrei. Două mici pentru războinic, niciuna încă pentru faimos. Acum una și pentru faimos. Aproape restabilită egalitatea însă, Mihai nu știu dacă va mai apuca să lovească a treia oară pentru că este punctul lui Andrei. Este punctul lui Andrei și conduc războinicii 7 la 6. Așa trebuia să fie toate, da. Le-ai zis 10-6? Da. Ce zice, votează pe mine? Se poate. Hai, mai avem un pic, Capul sus cu încredere, nu e nimic, Mihai. Ai ținut foarte bine pe traseu. 7 la 6 pentru războinici. Acum duelul la două concurente neînvinse astăzi, Emi și Alice. 3, 2, 1. Bravo, Alice! Da, sunt a treia oară pe traseu cele două concurente și au punctat de fiecare dată. Una dintre ele însă va ieși cu capul plecat după acest duel. E 7 la 6 pentru războinici. Conduc după o lungă perioadă în care faimoșii au fost cei care au ținut prin planul. Jocul se termină la 10 și ne apropiem cu pași repezi de final. Cele două la egalitate, marcă un pas în față pentru faimoasă. Da, iată-o, aleargă foarte bine, Emi. Aleargă foarte bine și continuă traseul având distanță destul de mare în fața lui Alice. Tare. Ajunge Emi la stea, dă capacul acum la o parte și va ieși prima. Să vedem cum aruncă. Alice pare sfârșită, ajunge și ea însă la final. Să vedem aruncările. Este 7 la 6 pentru războinici. Avantaj acum pentru faimoasă, o minge în coș, două mingi, nu, a fost aproape și de-a doua, a ratat însă. Avantaj pentru faimoasă, ai o minge în coș. De partea cealaltă, războinica ratează totul. S-au dus să-și recupereze mingile. Aruncă din nou. Două mingi în coș acum pentru Emi. Vine și a treia lovitură. Da, este și a treia lovitură bună. Și este punctul faimoasei. Și este egalitate. 7 la 7. Șapte la șapte, egalitate în joc, egalitate și între cei doi dueliști aflați la start. Cezar și Emanuel au adus câte un punct echipei lor astăzi.
3, 2, 1. O victorie și o înfrângere pentru fiecare dintre ei, iar acum unul dintre ei va aduce al doilea punct pentru echipa. Avans pentru Emanuel. Iată-l, a trecut de jumătatea platformei. A ieșit de pe platformă deja și își mărește distanța față de Cezar. Aleargă și Cezar, dă totul. Știe că acum trebuie neapărat să puncteze. A sărit spectaculos Emanuel. Cade acum la fel de spectaculos. Nu și-a dorit această tumbă suplimentară. Ajunge la țintă Emanuel. Prima lovitură este bună. Are o minge în coș. Ratează după aia. E rândul lui Cezar să arunce. Ratează și Cezar. Două mingi în coș pentru Emanuel. O minge pentru Cezar. Să vedem acum aruncările. Ratează amândoi. Ratează amândoi concurenții și a luat Emanuel o singură minge. Are avans față de Cezar și închide și duelul. A treia minge intră în coș pentru Războinic și din nou conduce echipa albastră. 8-7. Bravo, foarte bine, te-ai calmat la ultima. Ai inspirat. Simțeam că sunt agitat. Da. Perfect, ai stat, ai analizat și ai intrat. Putem, da, putem face. Putem. Și ștafeta aia noastră, și ștafeta noastră, dacă am. Hai să luăm cât de multe puncte putem. Cât e scorul? 7. 7 au ei. 7 au. Da. Ne trebuie fiecare punct acum. Dacă am pierdut fiecare punct, am pierdut și multe de punct. 8-7 pentru Războinici. Vă reamintesc, miza este imunitatea a doua săptămânii. La start se duelează din nou Elena și Carina. 3, 2, 1. Elena este nominalizată la eliminare și astăzi a fost învinsă de Carina când s-au duelat. Să vedem, poate va reuși să-și ia revanșa. Hai, Elena, hai! Hai, Carina, hai! Ies amândouă în același timp din piscină. Hai, Elena, hai! Și acum iată-le pe platformă. Sunt două concurente de forță, după cum chiar ele recunosc. Așa că acest traseu nu le avantajează foarte mult. Trebuie să alerge. Elena, tare! Tare, tare! Aproape la egalitate cele două, parcă totuși Războinic are un mic avans, are un pas în față. Bravo, Elena, bravo! Pe platformă coboară acum scara și se apropie de final. Se pregătește cele două să iasă din stea, să vedem cum vor arunca. Este 8-7 pentru Războinici. Dacă vor câștiga ei, vom avea certitudinea că un faimos pleacă acasă. Două mingi în coș pentru Carina. Două mingi în coș pentru Carina. Una acum și pentru Elena. Ratează după aia. Dacă vor câștiga faimoșii, vom avea un duel Războinic faimos în consiliu. Să vedem acum lovitura finală. Îi aparține Carinei. Și aduce punct Carina. 9-7 pentru Războinici. La doar un punct diferență de victorie. Hai, hai că e al nostru, mă. Haideți pe ei până la ultimul. Fii atent, tare nu, pe traseu, cam la final, da? Oricum tu ai mixare. Deci le desfacem. Tare pe traseu. Iancu, fii atent aici. Desfalem. Și ce te-a motivat înainte, o să te motiveze și acum. Hai, hai aici toată lumea, hai! Hai, al nostru, e al nostru ăsta! L-am desfăcut! Războinici! Ăsta-i jocul, Elena. Ce vrei să-i faci? Nu pot. Hai, frate. Am zis, e soartă, la sfârșit e soartă. Da, e soartă. Nouă la 7 pentru Războinici. Dacă Iancu va câștiga acest duel, nu va câștiga doar punctul, ci întregul joc și imunitatea. De partea cealaltă, Ghiță, dacă va câștiga, aș vrea readuce echipa în joc și faimoșii vor continua să aibă șansă. Să vedem! 3, 2, 1...
egalitate și la punctele aduse astăzi între cei doi concurenți. Fiecare dintre ei a câștigat de două ori. Amândoi sunt neînvinși. Și iată acum a treia oară pe traseu, prima oară când se confruntă. Războinicul are un mic avans, a trecut de jumătatea platformei. Și iată-l coboară primul. Vine și Ghiță. Bravo, Ghiță, bravo! Ce viteză au cei doi! Și totuși, războinicul este în față. Cum aleargă amândoi? Primul care va arunca la țintă este... Iancu! Hai să vedem cum aruncă! Ratează prima lovitură și a doua! E rândul lui Ghiță, minge în coș pentru Ghiță! Două mingi în coș pentru Ghiță! Aproape de a treia! Iancu niciuna! A treia minge! A treia minge pentru Ghiță și câștigă Ghiță! Este 9 la 8 pentru războinici! Fii atent, Asi. Asi, da. Nu avem ce pierde. Corect. Nimic. E imunitatea de pierdut acolo, mă. Până la ultimul. Nu pierde nimic până la ultimul punct. Hai. Foarte bine. Haide! 2, 1 și fai moștri! Voi n-aveți ce pierde, fetele au! Pentru fete! Haide, Asiana, haide! Tare, Asi, tare! Poți, Asi, poți! E cea mai rapidă, Asi!